Este în primul lui Dumnezeu. La întâia epistolă a apostolului Pavel către Timotei, capitolul 5, 1 Timotei, capitolul 5, începând cu versetul 1 și până la versetul 16. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie vlavioși, întâi față de cei din casa lor, și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cea cu adevărat văduvă care a rămas singură și-a pus nădejdea în Dumnezeu, și stăruie zi și noapte în cere și rugăciuni. Dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. O văduvă ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Dar pe văduvele tinere să nu le primești. Pentru că atunci când le desparte bofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și bute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vreau, da, ca văduvele tinere să se mărite să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au și întors să urmeze pe Satana. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat părinți. Părturisesc că textele ca acestea se abordează rar sau poate niciodată în adunarea lui Dumnezeu. În general, când alegem anumite texte și nu avem ceva la rând, probabil că frații au anumite rezerve, anumite rețineri să trateze acest subiect, dar dacă un asemenea subiect ar fi fost lipsit de importanță, el n-ar fi deținut atâta spațiu într-o epistolă pastorală. De aceea cred că toate lucrurile au rostul lor, iar Dumnezeu care inspiră fiecare virgulă, fiecare iotă, fiecare cuvânt, a rânduit ca în această parte a Scripturii să poată fi și una dedicată unor situații specifice care fac parte din viața adunării. Deseori, și o spun cu atenție, deci parcă plutim așa și nu vedem lucruri concrete din adunarea locală, sigur putem umbla prin zeci de adunări, eu vorbesc de adunarea locală, și nu cunoaștem sau nu știm cum să procedăm cu privire la situații specifice ale unor frați, ale unor surori, ca adunare locală,
ca presbiteri în adunarea lui Dumnezeu, care avem această responsabilitate înaintea Domnului, să putem fi atenți cum gestionăm în fața Domnului probleme delicate unor ca și acestea. În întregul capitol 5 se tratează relații specifice ale credinciosului Timotei cu credincioșii din adunarea locală. Sunt cel puțin 7 asemenea categorii de credincioși și de credincioase față de care Apostolul Pavel îi transmite lui Timotei porunci specifice. Dacă ar fi fost o abordare militară, am fi spus ordine precise. Le voi enumera și apoi în limita timpului vom încerca să depănăm relațiile acestea pe rând, așa fel încât să ne fie de folos orice cuvânt pe care îl citim sau îl auzim. Întâi de toate, în ordinea aceasta cronologică, este vorba de relațiile unui presbiter sau unui credincios în adunare și nu numai, dar în context, acesta este înțelesul, relațiile cu frații bătrâni, cu frații în vârstă. Și e vorba de frații în vârstă, biologic vorbind. O a doua categorie de relații este cu surorile în vârstă, credincioasele mai în vârstă. O a treia categorie o reprezintă relațiile acestui lucrător cu surorile tinere, în adunările locale sau în adunarea locală. În al patrulea rând și această categorie deține o anumită importanță, ca să spun așa, prin lungimea textului, și anume relațiile credincioșilor responsabili în adunarea lui Dumnezeu cu surorile văduve. Și aici sunt două categorii de surori văduve, văduve în vârstă și văduve tinere. Iar între aceste două categorii, dacă vrem, sunt așa numitele văduve cu adevărat văduve. O să vedem despre ce este vorba. Nu se pune la îndoială decesul soțului acestor surori, ci se pune la îndoială calitățile ca o asemenea credincioasă, poate văduvă, să fie trecută în rândul văduvelor cu adevărat văduve. Apoi este relația între, repet, între presbiteri adunării și credincioșii care aveau în familiile lor surori văduve sau văduve. Și sunt reglementări specifice în privința aceasta la care este bine să luăm seama. Probabil că avem văduve, eu am 7 văduve în familie, deci cunosc lucrul acesta și nu vorbesc gratuit, ce înseamnă să ai responsabilitate, sigur, într-o anumită măsură și să ajuți văduvele pe care le ai în familie pentru ca ele să nu reprezinte o sarcină suplimentară pentru adunare. De asemenea, este relația acestui Timotei cu presbiterii adunării. Și în sfârșit, relația cu cei care se făceau vinovați de anumite păcate. Deci iată 7, repet, categorii de credincioși, credincioase, care sunt tratate separat sau distinct, pentru că sunt situații specifice și Dumnezeu are soluții specifice și responsabilități specifice pentru tânărul Timotei. Așa cum spuneam și altă dată, Timotei e în jur de 30-35 de ani, credincios care intră în lucrarea Domnului, în ucenicie, mai exact de tânăr, probabil la adolescență, atunci când Pavel îl va lua din Listra și Derbe și îl va înscrie, dacă vrem, în echipa lui de slujitor, echipa lui misionare. Și o bună bucată de vreme, Timotei trăiește în echipa acestui mare lucrător al Evangheliei și anume în echipa lui Pavel, față de care, cum spune în a doua epistolă, Timotei privește cu mare atenție la propovăduirea lui Pavel, dar de asemenea la viața lui Pavel, la mărturia lui ca om credincios în foarte diverse și complicate situații. Acum revenim la, repet, relațiile pe care Timotei trebuia să le administreze, dacă vrem,
cu credincioșii din adunarea locală, întâi de toate, repet, în ordinea cronologică prezentată de cuvânt, este relația cu frații mai în vârstă. Vreau să subliniez faptul că este o mare binecuvântare pentru adunarea locală, pentru adunările locale, să avem frați în vârstă, care dau un anumit echilibru, o anumită maturitate în viața de adunare. Echilibru, maturitate și prin experiența dumnealor de viață și prin felul în care Dumnezeu lucrează într-un mod specific cu frații mai în vârstă și care, repet, sunt și pot fi de mare folos în adunarea locală. Ca tineri, ca frați, ca surori, datorăm fraților în vârstă această relație de respect, această atitudine de considerație. De pildă, și este trimiterea chiar în textul pe care l-am citit, dar vreau să citesc textul din Cartea Levitic, pentru că acest respect față de credincioșii mai în vârstă, față de persoanele mai în vârstă, este o rânduială așezată de Dumnezeu din vremuri străvechi. În Cartea Levitic, capitolul 19, versetul 32, stă scris așa: să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrâni, să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Era porunca lui Dumnezeu pentru credincioșii israeliți și este porunca lui Dumnezeu pentru credincioșii din biserică să purtăm respect față de credincioșii mai în vârstă. O spun cu durere că asistăm când și când la atâtea obrăznicii, la atâta tupeu din partea unora sau altora dintre mai tinerii noștri. Sigur că asta denotă și lipsă de educație, nu mai spun de lipsă de maturitate, dar cuvântul lui Dumnezeu este cuvânt de poruncă să te scoli înaintea perilor albi, înainte celor bătrâni. Este un lucru pe care ne-l poruncește cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să fim atenți la el. Nu este, cred, doar în dreptul lui Timotei să manifeste această considerație, acest respect față de frații mai în vârstă. Un alt aspect care poate să derive din această scurtă poruncă este și faptul că față de frații mai în vârstă trebuie să dovedim înțelegere. Vârsta își pune amprenta ei din punct de vedere fiziologic și pe capacitățile lor intelectuale ale unui frate mai în vârstă. Poate uită ușor, poate repetă anumite lucruri. Poate are anumite lucruri care, eu știu, ar determina din punct de vedere firesc o anumită stare de iritare interlocutorului. Să fim înțelegători cu frații în vârstă. Dacă vom avea zile pe pământ, toți vom ajunge în situația aceasta. Și dacă nu ne propunem și dacă nu știm cum să tratăm la vremea tinereții sau la vremea maturității pe frații mai în vârstă, cu siguranță ceea ce se cerăm la tinerețe, semănăm la tinerețe, vom se cera la bătrâniți. Deci această atitudine de înțelegere e pe față de neputințele dumnealor fizice. Ce putem ajuta? Față de posibile derapașe, dacă vreți, în coerența vorbirii și așa, să-i putem ajuta pe frații. Și Timotei aici are față de frații în vârstă acest gândesc specific și anume că sunt și anumite chestiuni de posibil de corectat la frații în vârstă. Și atunci Timotei este sfătuit, este învățat de Apostolul Pavel ca fiind un frate mai tânăr, chiar dacă avea o responsabilitate mare în adunarea locală, să nu cumva să manifeste aroganță.
eu sunt presbiter, eu sunt tare, eu răspund și așa mai departe, și ca atare să aibă cumva vreo înclinație să manifeste ceva aroganță, ce să se adreseze cumva cu acest ton de aroganță față de un frate în vârstă. Cuvântul este clar, nu mustra un asprime pe un frate în vârstă, poate că a greșit undeva, fratele în vârstă. Poate că are o slăbiciune. Poate că are un lucru ce ar trebui corectat în lumina cuvântului lui Dumnezeu, dar atenție, Timotei, cum o faci? Nu cu mustrare pentru un frate în vârstă, ci sfătuindu-l. Sfătuindu-l ca pe un părinte, ca pe un tată, asta presupune aproape o dragoste filială. Nu dispreți față de frați. Repet, nu aroganță. Nu distanță, nu rezerve. Face de un frate mai în vârstă, trebuie să te acoperi, să te apropie, repet, cu înțelepciune, cu dragoste, cu înțelegere. Aș putea spune cu smerenie chiar. Așa cum un copil, un fiu, se apropie de tatăl lui, căruia poate vrea să-i spune un lucru, nu îl va spune pe un ton poruncitor, nici arogant, nici distant, și îl va spune, tată, aș dori să spun ceva. Ceva care să facă o posibilă, un posibil sfat, să fie primit de fratele în vârstă și fratele în vârstă să mulțumească chiar pentru un asemenea sfat. Sunt lucruri poate de detaliu, dar sunt importante. Sunt importante pentru că ele fac parte din această zestre de maturitate spirituală pe care suntem chemați s-o dobândim prin Harul lui Dumnezeu de la Domnul Iisus Hristos. Pe de altă parte, un alt aspect al relațiilor lui Timotei era față de surorile mai în vârstă. În bună măsură ce am spus mai la început, este valabil și în acest caz. Poate că și în adunarea de la Efes, sunt și fost surori mai în vârstă care, datorită unor slăbiciuni, datorită unor probleme concrete, reale din viața dumnealor, să fie avut nevoie să fie ajutate. Pentru ca Dumnezeu să corecteze probabil anumite atitudini nepotrivite pentru surorile în vârstă. Și atunci Timotei primește din partea Apostolului Pavel acest sfat de preț pe surorile mai în vârstă, sfătuiește-le cu ca pe niște mame. Se știe bine că relația, în general, filială între o mamă și un fiu este una specială. Și în condiții foarte normale, fiii au un respect deosebit față de mamele lor și față de tatălui, dar față de mamele lor, relația aceasta filială este de o sensibilitate aparte. Și dacă Timotei ai o problemă de rezolvat cu o soră sau cu niște surori mai în vârstă, care poate au derapajele dumnealor, poate au slăbiciunile dumnealor, nu ne mustra cu asprime, cred că se poate aplica în demnul acesta și față de surorile în vârstă, ci sfătuiește-le ca pe niște mame. E un lucru important. Și noi, mulțumim lui Dumnezeu, avem în adunare și parcă sunt de cele mai fidele prezențe în adunare. Tinerii vin, pleacă, așa cum auzeam, au drumul lor, dar surorile în vârstă care urcă așa de greu și dumnealor, noi dimineața, cu această condescendență, cu câtă greutate, urcă și vii și pe ploaie, și pe săpadă, și iarnă, și vara, nu se uită ca afară ploaie sau ninge, pornesc la drum. Sunt convins cu această dorință fierbinte să ajungă în adunarea locală să se bucure la închinare, să se bucure de Cuvântul lui Dumnezeu și este un mare har și Domnul să vă binecuvânteze surorilor mai în vârstă. Și de aceea Domnul să ne dea și nouă înțelepciune fraților care avem responsabilitatea păstoririi adunării să putem să vă ajutăm și dacă sunt lucruri de ajutor pentru dumneavoastră, să ne dea Dumnezeu înțelepciunea să vă putem sfătui pentru cei mai tineri de timp, ca pe niște mame sau ca pe niște surori, într-adevăr, mai în vârstă. Un alt aspect este relația cu frații
și surorile tinere. Pe cei tineri, spune Apostolul Pavel, sfătuiește ca pe niște frați. În general, în lumea aceasta în care trăim, nu mai spune așa de disputele, de distanțele între generații lucrate de cel rău și de lume. Dar chiar între tine sunt relații nepotrivite, de lipsă de respect, uneori de ironii, chiar de bat șocuri. Și deseori sau uneori tineri își permit anumite libertăți pe care cuvântul nu le îngăduie, nu le permite. Dar, repet, în relația aceasta cu tinerii sau între tineri poate fi uneori această abordare, repet, mai deosebită. Mai puțină lipsă de respect, mai puțină considerație și așa mai departe. Și Timotei, pentru că este din punct de vedere biologic un frate tânăr, însă față de ceilalți tineri, poate din adunare, poziția lui în adunare ca responsabilitate era cu totul alta. Și atunci Timotei trebuia să aibă din partea lui Dumnezeu această înțelepciune, această măsură duhovnicească ca să-i ajute și pe cei tineri în viața lor personală, să-i ajute în ceea ce privește redresarea lor, poate după un păcat mai cunoscut sau cine știe ce alte derapaje puteau să aibă tinerii. Și Timotei, chema de Dumnezeu să exerseze, repet, această păstorire în biserica din Efes, trebuia să aibă atenție ca relațiile lui cu tinerii să îi trateze ca pe niște frați. Nu ca pe unii de mâna a doua, nu ca pe unii distanți, nu ca pe niște strii, ca pe niște frați și de asemenea pe surorile tinere, ca pe niște surori. Și aici este o precizare foarte, foarte necesară, cu toată curăția. Nu mi-i închipui cumva că Timotei, în calitatea lui și responsabilitatea lui de presbiter, de păstor, în adunarea din Efes, și-ar fi permis să aibă discuții tet-a-tet sau în doi cu frătânele din adunare. Chit că poate să fi fost motivul unei asemenea discuții să-i dea un sfat. Sunt chestiuni de prudență elementară în relația dintre frați și surori. Și cu atât mai mult în relația dintre frați tineri și surori tineri, dar nu numai. Spun niște lucruri, nu sunt porunci. Sunt chestiuni de bun simț spiritual. Nu faci o vizită ca frate unei surori singure niciodată. Este împotriva bunului simț și cred că este împotriva spiritului Evangheliei. Noi suntem oameni cu slăbiciuni și de aceea cuvântul încurajează și ne îndeamnă să putem fi foarte atenți relațiile cu surorile mai tinere sau cu surorii. De aceea, Timotei este, iată, prin această scurtă expresie, cu toată curăția, care are o profundă adâncime, cred. De asemenea, putea fi, și se mai întâmplă, această, eu știu, situație lor, din partea unor suror tinere, avansuri sau cine știe ce alte lucruri, cu speranțe de măriti și așa mai departe. Și o spun deschis. Timotei putea fi un bărbat curtat, ca să spun așa, și dorit ca soț. Și atunci ce s-ar fi întâmplat dacă Timotei s-ar fi angajat în tot soiul de discuții cu surori tinere, ba cu câte una, ba cu câte două, trei și așa mai departe, în sensul acesta care ar fi denotat ușurătate și ar fi fost o mare pagubă pentru slujba lui și pentru lucrarea de la Efes. De aceea îmi spune Pavel, cu toată curăția, Timotei, este nevoie să sfătuiești pe surorile mai tinere, poate fi cu darul pe care îl ai și cu răspunderea pe care o ai, dar, atenție, fii foarte curat în atitudinea ta și foarte transparent în atitudinea ta. Probabil, mă gândesc într-un mod concret, că dacă ar fi fost să sfătuiască pe o soră tânără, cred că Timotei avea această înțelepciune duhovnicească să mai ia un frate sau doi, sau poate chiar niște surori și să se apropie de o asemenea discuție, repet, pe terenul acesta transparent.
Poate chiar dacă frații sau surorile n-ar fi participat direct la această întâlnire, ei să fi fost în preajmă, alături, pentru ca să evite orice prilej de vârfă sau de cine știe ce alte lucruri negative, pentru că ăștia suntem. Și când nu faci lucruri rele, ești vârfit că le faci. Dar minte să scapi puțin din atenția pe care trebuie să o acorzi în relațiile, repet, cu trebincioșii sau trebincioasele din adunare. Dar dincolo de partea aceasta vizibilă, de transparență, această parte văzută de adunare este și o parte lăuntrică. Și anume această curăție care vine din inimă. Și atunci când ai de adresat un cuvânt unei lor mai tinere, se poate fi ceva din partea lui Dumnezeu, se poate fi ceva pe terenul acesta al cuvântului lui Dumnezeu și nimic mai mult. Nu flirt, nu discuții puerile, nu ușurătăți și așa mai departe. Nu era normal ca un credincios și cu atât mai mult ca unul ca Timotei să ca așa, să-și piardă vremea cu cineva care poate era vorbăreață și n-avea cu cine pierde vremea. Nici de cum. Pe surorile mai tinere, sfătuiește-le ca pe niște surori, toată curăția, curăție în relație, curăție în gândire, curăție în inimă. Fac o paranteză, câte nenorociri m-au pornit din nerespectarea acestui principiu, acestei porunci biblice. Vă relatez o istorisire pe care fratele Burbran, dumnealui însuși, a relatat-o. Era și dânsul un tânăr pastor într-o biserică undeva în țară și acolo mai era și un frate mai în vârstă. Și într-o pauză a adunării spunea fratele Burbran, o persoană din adunare, mai tânără, foarte muralită, frate pastor, cu tare și pe dincolo, știți, mama mea e în vârstă, de acasă, m-aș bucura să ne vizitați și așa mai departe. Și mergea în gura și fratele în vârstă care se uita pe geam, l-a chemat pe Burbran și l-a muștruluit zdravăn și a spus, ce ai stabilit cu femeia aceea? Păi frate, nimic, m-a invitat să fac o vizită, mama îi vorbava, atenție! N-am văzut eu în ce fel o priveai pe acea femeie. În niciun caz să nu faci lucrul acesta. Atenție! Poate fi o cursă mortală pentru tine. Și fratele a învățat lucrul acesta și l-a ținut minte toată viața dumnealui. Vrăjmașul este foarte viclean. Și nimeni nu este invulnerabil în acest aspect ca și în altele. De aceea, atenție, grijă! Și Dumnezeu îl ajută pe Timotei ca să poată fi înarmat în inima lui cu un mod de comportare biblic, serios și fără vină înaintea lui Dumnezeu. Pe suborile tinere să le sfătuiești în decazul ca pe niște subori cu toată curăția. În sfârșit și voi aborda doar subiectul acesta, vom avea timp să stăm vorbim asupra lui doar câteva remarci de început. Relația cu surorile văduve. Așa cum spuneam, este un pasaj mai lung, versetele 3 până la 16, tratează această problemă și anume situația surorilor văduve în adunarea lui Dumnezeu. Putea spune, de ce trebuia atâtea detalii, atâtea lucruri, că, mă rog, trebuia să știe frații, sau trebuie să știe frații cum să se comporte. Nu, frații n-avea de unde să știe. Și Timotei n-avea de unde să știe concret ce trebuie să facă și cum trebuie să rânduiască lucrurile în adunarea lui Dumnezeu în ceea ce privește situația surorilor văduve. Puteai să tragi o linie, orice soră văduvă, fiindcă pe lista ajutoarelor, ajutată necondiționat, niciun fel de problemă. Nu! Nu este acesta cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu face diferențieri necesare pentru ca adunarea să știe cum trebuie să procedeze cu surorile văduve sau cu persoane văduve care zic credincioase, pentru că este vorba și despre așa ceva. Deseori se strecoară în adunări când oameni sau femei ne întoarce la Dumnezeu, participă la anumite lucruri din adunare și ai impresia că sunt credincioase, dacă sunt și cu probleme de văduvie și aceasta poate fi. Deci, ce trebuie să rețină Timotei la
această relație. Și Cuvântul face precizarea aceasta celor cu adevărat vârf. Deci face o remarcă. În vremea aceea, sigur nu existau studii demografice, cum se fac astăzi, destul de rigoare, dar sunt istorici care spun că în vremea aceea, în vremea antică și chiar mai târziu, speranța de viață a bărbaților era una redusă în jur de 35 de ani. Ca medie. Mulți bărbați pireau în lupte, în războaie, pentru că erau luați la armată și acolo victimele erau bărbați. Alții dintre ei și în Corint se prea poate să depoși această situație, alții dintre ei erau marinari. Erau pe corăbii și corăbii erau șupe, deși multe se scufundau și mulți marinari mureau de tineri. Și soțiile lor rămâneau văduve. Și o asemenea situație era și în adunarea din Efes și în adunarea din Corint și așa mai departe, în adunările de atunci. Deci, suror, mai multe văduve. Mă puneam întrebarea și mă gândeam, de ce nu dă Cuvântul lui Dumnezeu nicio precizare cu privire la frații văduvi? Vreau să spun că în contextul social de atunci, bărbatul era capul familiei și, practic, el era administratorul averii familiei. Soția lui și cele din casă lui erau sub îngrijirea acestui bărbat. Deci dacă el rămânea văduv, el rămânea cu toate mijloacele materiale în mâna lui. Dacă o soție rămânea văduvă și foarte probabil averea se risipea între moștenitori și așa mai departe, ea putea să rămână vulnerabilă din punct de vedere material și nu numai. Și față de aceste credincioase, Apostolul Pavel îi dă lui Timotei aceste îndrumări precise celor cu adevărat văduve, atenție cum te porți cu ele sau cum trebuie să se poarte biserica cu aceste credincioase. Este și aici tot așa o gradare a lucrurilor. Puteau fi în adunare surori văduve, mai în vârstă sau mai tinere, dar care puteau să fie îngrijite de familia dumnealor. Copii care să fie mai mari, care să aibă sigur că da, posibilitatea să îngrijească de o mamă văduvă sau de o soră văduvă și nu de o manieră mecanicistă, imediat era văduvă, trecea sarcina adunării. Aici mărturisesc că desigur ne lipsește și nouă discernământul acesta care trebuie să fie unul biblic, nu sentimental, că e milă de... Nu, sigur, mila poate fi față de oricare, dar, repet, sunt anumite criterii în care Dumnezeu, pe care Dumnezeu le folosește pentru că o soră sau alta în stare de văduvie să beneficieze de ajutorul, repet, material al adunării. Deci credincioasele văduve, mai tinere sau mai în vârstă, dar care aveau case, aveau copii, aveau nepoți pe care îi crescuseră, aceștia, cuvântul spune că în versetul 4, copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă sau să se obișnuiască, să fie vlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenirea părinților. Sunt cetățenii care, de adevăr, suror, spun, păi, Flora, ce s-a întâmplat? Păi, copiii s-au căsătorit, au plecat, nu vor să știe de mine. E o problemă. Nu fac proces de intenție nimănui, dar e o problemă, un semn de întrebare, cum i-ai crescut? Poate s-au dus în lume, Dumnezeu știe când îi va mântui, dar din punct de vedere al relației cu mama lor, chiar o lasă de izbeliște și sunt cazuri în care mame creștine sunt lăsate de izbeliște de copiii lor necredincioși și răi. Și deseori sunt și cazuri de nechipzuință, că până să fie lăsate de izbeliște le încredințează tot case, apartamente, rămân pe drumuri și vin în adunare. Ne-am avut cazuri din acestea. Și atât de rezolvat. Dar dă dovadă de nechipzuință în multe cazuri, sau unele cazuri. De aceea cuvântul așează lucrurile la rostul lor. Sunt credincioase văduve, au familie sau n-au familie. Dacă au familie, familia aceea trebuie să se obișnuiască, să îngrijească de membrii văduvi din familiile dumnealor și în special de surorile văduvi. Dar chiar se face precizarea aceasta, cea cu adevărat văduvă. Asta înseamnă că o soră sau alta
a rămas fără niciun sprijin. Probabil nu are copii sau copiii nu mai sunt în preajma dumneavoastră. Probabil că nu are vreo moștenire de la soțul și așa mai departe și a rămas într-un fel vulnerabil. Și o asemenea credincioasă însă poate să aibă o istorie a dumneavoastră și o viață a dumneavoastră care să fie cunoscută. Cea cu adevărat văduvă, se spune în versetul 5, care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruie zi și noapte în cereri și rugăciuni. Nu primul lucru face o cerere la statul de praf, pentru nu știu ce sumă să îi se dea mâine, pune și asta. Dar întâi de toate o asemenea văduvă și a pus nădejdea în Dumnezeu. Și o soră de felul acesta are o viață de rugăciune, are o viață spirituală puternică. Și o asemenea soră, fără îndoială, care poate să atragă atenția bună a adunării, trebuie să fie ajutată. Este singură, dar este o femeie evlavioasă, este o femeie credincioasă, este o femeie care dă o dovadă de maturitate spirituală. Și de asemenea, aceste surori, în versetul 9, trebuie să aibă și dumneavoastră niște condiții ca să beneficieze de suportul material al adunării. Până 60 de ani și atunci se considera că o soră, chiar văduvă, putea să găsească o slujbă, să muncească undeva, să-și câștige într-un fel traiul. După 60 de ani, fie rândeală, venea în vremea bătrâneții și nu erau sisteme de pensii ca acum. După 60 de ani, probabil rămâneai și neputincioasă și fără niciun venit și atunci frații trebuiau să aibă grijă ca o asemenea credincioasă să fie înscrisă în lista văduvelor și să aibă grijă din punct de vedere material de o asemenea credincioasă. Dar iarăși, atenție! Pentru că lucrurile acestea nu se au în vedere de cele mai multe ori chiar în adunările noastre. Ce criterii trebuia să îndeplinească o asemenea soră? Nu sunt ale noastre, sunt ale lui Dumnezeu. Deci o asemenea credincioasă ca să beneficieze, să spun, de a fi pe lista văduvelor, să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Nu așa, sigur, a făcut în ascuns, dar în ascuns, dar adunarea să știe că este o credincioasă care a avut în obișnuință să facă fapte bune, în grijă de bolnave, în grijă de copii și așa mai departe. De asemenea, să fi crescut copii, poate ei, poate să fie ajutat o altă credincioasă, împovărată, să fie ajutat la creșterea copiilor cuiva, poate n-ai copii. Dar ce te împiedică să fii alături de o mamă cu mulți copii și să o ajuți? De multe ori sunt replici din acestea 100% firești. Dacă ți-a copii, e probleme. Asta gândesc oamenii firești, oamenii din lume, unii. Dar o soră credincioasă, la vremea în care poate să lucreze, poate să muncească, să fie crescut copii, să fie ajutat pe copii. Spuneam și altădată că în vremea aceea foarte mulți copii rămâneau orfani, fie că murau părinții, de anumite boli incurabile, fie că erau pur și simplu abandonați și mărturia creștină a fost atât de puternică deoarece acești copii în bună măsură erau luați de la porțile unde erau puși să cerșească și erau luați și adoptați de familii creștine. Și erau îngrijiți copiii aceștia. Și erau scăpați de la o moarte sigură și mai mult decât atât erau cei care mai apoi puteau să cunoască Evanghelia. E bine, asemenea credincioase care să fi îngrijit de copiii altora sau de copiii adoptați era, repet, o notă de calificare pentru situația unei asemenea credincioase care ajungea la o vârstă de mai mare de 60 de ani. Și de asemenea să fi spălat primitoare de oaspe și așa mai departe. Sunt detalii aici și le putem vedea mai în liniște fiecare, dar pe fond o asemenea credincioasă care trebuia să fie ajutată de adunare, iată ce istoric al vieții ei trebuia să aibă. Poate veni o întrebare retorică și dacă nu era, era treaba fraților să judece, să aprecieze și în felul acesta să, spun așa, să trateze caz cu caz situația suborilor vădune, în vârstă sau cu adevărat văduve, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Poate ne vom mai opri dacă
Domnul va ne întâi și data viitoare să continuăm această meditație. Aș vrea în final să înțelegem că păstorirea în adunare, în toate aspectele ei, este un lucru care trebuie făcut și acesta, ca și multe altele, cu inspirație, cu lumină din partea lui Dumnezeu. Sunt lucruri care nu ne pricep în țărea Dumnezeu. Și atunci trebuie lumină din partea lui Dumnezeu, trebuie har, trebuie discernământ, trebuie înțelegere, trebuie maturitate, pentru că acestea, caz cu caz, se poate fi rezolvate sau se poate fi gestionate înaintea Dumnezeu. Foarte probabil că multe lucruri ne scapă. Suntem și noi. Limitele noastre sunt puțini care slujesc și în câmpul acesta și Dumnezeu să scoată și pe terenul acesta cât mai mulți lucrători, prezbiteri ale adunării, care cu adevărat să fie mânați de interesul pentru întreaga adunare, interesul unei mărturii înaintea lui Dumnezeu, și Domnul să ne ajute la aceasta.